Bună ziua! Ia spuneți-mi, cum e cu cămășile? Cam cât ar veni o cămașă pe zi ca să vă ajungă 3500 de euro? Domnul Filimon, aș dori ca fiecare român să aibă 3500 de euro și eu să am 3000 de euro, dacă ar fi posibil, pentru că cu siguranță m-aș descurca, mi-ar trebui mai mult. Eu m-am referit la absolut toți românii ar putea, ar trebui, nu ar putea, ar fi să aibă salarii mai mari. Dar cu atât mai mult, în special pentru noi care avem cheltuieli suplimentare. Asta este realitatea. Care sunt aceste cheltuieli suplimentare față de orice alt cetățean? Vă rog, repetați, nu vă mai. Care sunt cheltuielile suplimentare față de un alt cetățean? Deci, eu cred că e simplu de înțeles. Eu am întâlnit cu cel puțin două, trei delegații din străinătate zilnic. Deci și medicii, să știți că au întâlniri cu delegații aproape zilnic. Bun, stați un pic, că e o chestie nouă pe care aud, dar unde, la ce comisie sunteți dumneavoastră? Sunt la Comisia Economică, Industrie și Servicii, sunt și la Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Așa, deci, și spuneți-mi, de exemplu, pot. Când ați fost ultima dată la Senat? La Senat am fost alaltă ieri. Și cu câte delegații v-ați întâlnit alaltă ieri? Păi m-am întâlnit cu vreo 3 ambasadori. Deci, de exemplu. Deci m-am întâlnit când la ambasade în București. Nu cred că este obligatoriu să dau detalii în sensul ăsta. Dacă ambasadorii, excelențele lor, o să fie de acord, dacă o să fie cazul să dau, o să vă dau și asemenea detalii. Și aveți nevoie, nu știu, de sigur, aveți nevoie de o cămașă pentru fiecare ambasador sau cum că nu? Domnul Filimon, nu, Mihai, să fim ironici, e domnul simplu. Filimon va suna să fim, domnul Filimon, să fim ipocriți. Eu sunt sincer, sunt un parlamentar bine, care sunt faci, sincer. Deci, am încercat să fiu sincer comparativ cu alții, înțelegeți? Da. Că dacă dumneavoastră credeți, dumneavoastră cât ați avea nevoie salariu? Cu siguranță o să aveți nevoie să vă îmbrăcați totuși mai altfel decât cineva care merge pe șantier. Da. Deci după e tot o diferență dacă veniți după cum vedeți, în fața camerelor de luat vedere. Dar când ați candidat în 2012, știați care este salariul de parlamentar? Știam, domnișoară, sigur că știam. Și de ce n-ați făcut această propunere de atunci? De ce candidat? Nu, eu nu am făcut nici acum propunerea. Eu am constatat, nu am făcut o propunere să vin în Parlament să solicit acest lucru. Eu am constatat dar nu credeți ce că ar este o solicitare totuși România. Neserioasă? Poftim? Nu credeți totuși că este o solicitare neserioasă? Nu, este o solicitare foarte serioasă. Mă refer iar la toți românii ar trebui să aibă pensii mai mari și ar trebui să aibă salarii mai mari. Deci, la nu modul este ideal, nimic. Da, ar trebui să avem și autostrăzi, ar trebui să fim, corect, corect. Să fim și noi ca orice țară din Uniunea Europeană, dar dumneavoastră corect. Totuși deci, ați vorbit în calitate de parlamentar, nu în calitate de menestrel. Eu înțeleg că dumneavoastră de ce ați preferat în continuare să fie ca în ultimii 25 de ani, nu. Să se fure, să apară pe statul de plată că au un salariu foarte mic parlamentarii, deci, dar ați văzut că eu, dacă nu vreau milioane la parla de euro că s-au furat. Eu nu am făcut domnișoară, de la stat niciodată. Stați un pic. Stați un pic, că nu, sigur că nu dorește nimeni să fure departe gândul păi nu, acesta de colega mea păi, care se ocupă nu, de, da, dus, de justiție. A dus discuția în altă parte. Bun. Ce legătură are furtul de la stat cu un salariu? Domnul Agrigurae, bun. Bine, ar fi bine ca toți românii să aibă 3500 de euro salariu, asta spunea și Dan Diaconescu, deci e ok ca discuție. Dar nu stați un pic, domnul Agrigurae. Spuneți-mi cum credeți că poate fi realizat acest lucru în momentul de față, că sunteți aici parlamentar. Și eu cred la fel ca și dumneavoastră că ar trebui să aibă nu 3000, să aibă 5000 de euro, dar îmi dau seama că e imposibil. Și nu pot să corect. Fac această afirmație decât dacă am cumva cum să justific această afirmație. Vă rog să o justificați. Cum credeți că ar putea avea orice român 3500 de euro salariu? Nu, eu am spus că așa mi-aș dori.